Era de una. Sí, vieron que sí, los nuevos episodios de Minecraft Hardcore. Ah. Ok. Si no veis, no. No. En que sé en qué momento voy. Vamos a saltar de tono. Vieron que sí, la un nuevo episodio. Un muerto era un morato. Un muerto era medieval, un muerto. De las temurachi. Și nu știu ce tocmai s-a întâmplat cu noi. Eu numai că am căzut de pe o stâncă. Cum am ajuns aici, habar nu am. Cred că am fi aproape oricum de casă. Ok, hai să lăsăm cu astea, nu sunt cel mai bun actor. Eu m-am găsit un nou clip. În clipul de astăzi am adăugat un mod nou. Mai cu vampirism. Practic avem vampiri. Din timpul care căutam un loc unde să fac. Am găsit casa aceasta de bizant. Încă, cum știți, în ultimul timp am construit cam mult, așa că e timpul să explorăm. E modalitatea mai bună de a explora decât când adăugăm moduri noi. Vampir, de exemplu. Deja am văzut ceva ce îmi place să dăm mod. Acolo văd cortul unui vânător de vampiri. Deci adăuga și Cantrophy, doar că nu e versiune, nu are versiune pentru 1.12. Bine, deci inițial trebuia să bag Origins, însă n-am găsit Origins pentru 1.12.2 pe Forge. Gen, n-am găsit varianta de Forge. Barnum. Poate pot să fac o șmecherie în viitor și pot să adăugăm și Origins. Atunci, hai să vedem ce e pe aici și unde sunt, unde ar fi oamenii ăia. Ar trebui fi aici. De. Salut! Hello, dear vânător. Mai înalt ca mine, vânătorul. Mai e pe aici. Sună și noi un pic, așa. Uite un de la de albine. Ioti din alea, vaci, haide să le tăiem. Avem nevoie de carne, pentru trade-uri. De ce avem lag? Fost lag la un moment dat când am dat în tembela aia de vacă. Era un cavac. Provoci lag. Provoc. Ha. Pam, 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 baram. Mă duc pe aici. Mă, turmă! Avem bani. Următor mă fac ce aveți. Deci să salvezi niciuna, fiindcă deja am ferma acasă, deci o să stai liber. Uite, vedeți? De tipul ăsta de baguri. New village located, Saint Denis Le Volcano of Type Village. Ce-i un sat aici? De-aia aveam noi lag, se genera satul. Fiindcă m-am uitat la începutul seriei că unele sate gen laghează un pic. Apar de nicăieri. Totuși, uitați un village. Saint Denis Le Volcan. Village de agricultură în cultură nomad. Ah, deci sunt nomazi. Salut. Nu sunt mișto. Salut, oameni. Saint Denis, îmi place numele. Salut. You need to be at least every trader in the in so high. O să angajezi săteni. Oameni ca populație. Cine fac traderi? Ce vinzi? Robert. Wand of Chimney. Asta e bună. Asta de sumonare. Mai avem pe aici. Tapicerie, avem prăpirea din serai. E, haide să cumpărăm. Ce să cumpărăm? Hai să cumpărăm din astea.
N-avea nimic ce iar vrea. Bine, e vorba lemne. Totuși, am găsit un sat nou. Ceea ce e bine. Face fi cât de gigantic e. Arăt. Bine băutură. A, nu. Mere. Cidru. Măr de cidru de alea. Ia aici merge să te merg pe niște ou. Logs. Ca să dăm un pic la tăi să ne creștem reputația. Bun, acum că am strâns 21 de loguri, haideți să vedem la nu putem face. Isamenti, apăsăm M era. Și ia să vedem, aici avem culturile, deci neutral. Am făcut ce n-am eu, deci cu bizantinii sunt neutru și cu mamăzii, ăștia doi am întâlnit. Bizant era tipul ăla unde am început episodul. Interesant. Haideți să mergem înapoi la domnișoara aia ca să-i vindem aceste bunătăți de lemne. Salut! Spune-mi de modul unui mișto, fiindcă adaugă sate și mai multe, știi? Gen, adaugă populație. Aici au proiectele ei. Proiectele lor. Salut. Am venit și ajung din astea. Am cumpărat cumva? E, dacă aș vând. N-am luat. N-am luat prea mult, dar măcar încă se repută aceasta. Am cumpărat niște lemn. Cum niște dar că de asta, fiindcă am avea nevoie pentru uși. Face uși mișto din el. Mai aveți pe aici. Nu de parcă pot să se omor. Ăsta e patul care l-am luat. Straubedu. Mi-e îmi place. Ajută la construcții. Tematică țărănească. Of the chat. Head of the village of. Nu patul stranger, iar. Ori of stranger around here, newcomer, but I really don't know sense. Deci le e frică deocamdată de mine, fiindcă sunt un... Nu știu, uite, fântână. Salut! Cineva? Tu, borgălină, tu. Ba și va. E franceză, dar nu știu pic de franceză. Ia uitați. Ok, vă. Ziua 15. Salut. Dar nu mă fac trăit cu tine. Hidru. Hidru băuture. Ăștia ferme. Care mai sunt pe aici? Ce țărani din ăștia mai sunt? Uite, un mur. Nu știu țăranii ăștia ce să zic. Sper să ne creștem cât de cât reputația cu ei. Ca să... Cred că ar face întâi mai bun. La un moment dat să pot să le avem și noi servitorii ai noștri. E merei cu metre. De ceva de pe aici? Lemne. Ați putea să stau să sparg la lemne ca să...
bănuiești și chestii. Hai să așa mai departe și haide să ne îndreptăm și noi și spre casă, fiindcă se face seară. Să te dăm de vreun vampir nemușcă și bruști, devenim vânători. Sau poate devenim vânători de vampir, mai știți? În cazul care nu se va întâmpla nimic interesant cu vampirismul, să fac sondaj cu în ce ne transformăm, vânător sau... Cum era? Vânător sau... Cum era? Radă sau vânător, sau cum era? Vânatul prinde vânătorul. Nu mai știu, așa că era o vorbă de legat de vânat. Băi, cred că știi ce zic. Uitați și structurile pe aici. Am în toată expediția asta, am ales cu niște lemne și... Dar nu. Ant Dennis. E bine, mie nu-mi pasă de omagiu, eu vreau să mă... Cel mai bine cu bizantinii, fiindcă o armură faină. Bă, și ce mișto e armura de bizant? Vânător de vampir. Arată un cort. Arată un cort. Ok. Asta, băi. Am luat-o bine, măcar. Nu știu, o să vom afla dacă am luat-o bine sau nu. Sper să fie bine. Să fie bine, să nu fie rău. Nu să mă gândesc. Vă știți că o dată... să vină mai aproape de microfon, fiindcă... Abia acum am ajuns faptul că dacă eu devin vampir, vreau să nu mai fiu vampir, va trebui să mor. Practic, vampirul ăla e only one option. Știți? Nu mă au și îngră opțiune. Opțiunea e permanent. Ok. Am întors, am găsit drumul spre casă. Și nimica pe drum. Și suntem siguri, în siguranță. Voi căuta un village. Un village normal de vanilla. De acolo am șanse să găsesc o grămadă vampiri. Și dacă găsesc vampirii, voi găsi și Vampire Fangs. Prin cei care se transformă în psihic. Cam așa va fi și episodul nostru de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare și pentru suportul de la ultimele clipuri. Eu am fost Pickle, v-ați fost voi, dar noi o să ne auzim data viitoare la un nou clip. Să nu uitați, like-ul și subscribe-ul sunt gratis. Ciao!